Poșiva Armatei din Steaua București. Prin amabilitatea Ministrului Apărării Naționale, domnul Mihai Dăvălticu, în acest an, festivitatea de vizită de premiere are loc în sala Fresca a Ministerului Apărării Naționale, lucru care ne onorează în deosebit. Vă mulțumim pentru participare și în deschiderea festivității, pregătiți ia cuvântul pe comandantul Corpului Poșiva Armatei Steaua București, domnul colonel Cristian Petre. Stimate domnule ministru al Apărării Naționale, Mihai Tibor. Stimate domnule președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covariu. Domnule secretar general al Ministerului Apărării Naționale. Domnilor generali. Doamnelor și domnilor președinți de federații sportive. Stimate doamne și domnișoare, stimați domnule. Am onoarea de a vă mulțumi, domnule ministru, a tuturor sportivilor, antrenorilor și tehnicienilor Clubului Sportiv Armatei Steaua, cât și al meu personal, pentru onoarea deosebită pe care am făcut-o astăzi, invitându-ne aici, la sediul Ministerului Apărării Naționale, pentru a premia cei mai buni sportivi ai Clubului Reprezentativ Armatei în anul 2017. O tradiție începută cu foarte mulți ani înainte, care are continuitate și care dovedește legătura indestructibilă între Ministerul Apărării Naționale și Clubul Sportiv Armatei Steaua. Suntem mândri și onorați că facem parte din marea familie Armatei României. Pentru noi este un motiv de mândrie faptul că reușim, cu mare efort, desigur, să rămânem un pilon de bază al sportului românesc și, fără falsă modestie, raportăm domnule ministru că suntem în acest an clubul sportiv numărul 1 din România, după numărul de medalii obținute la campionatele naționale, dar mai ales în întrecerea internațională, campionate europene și mondiale. Această poziție ne obligă la și mai multă muncă, seriozitate și dărie. Pentru că în continuare ne propunem să realizăm performanțe și recorduri de cel mai înalt nivel. În toate competițiile la care participă sportivii noștri sub culorile roșii, albastre sau cu drapelul tricolor. Mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la realizarea acestor performanțe. Sportivi, antrenori, tehnicieni, manageri și personal administrativ. Seriozitatea, responsabilitatea și dăruirea cu care se muncește în Clubul Sportiv Armatei Steaua sunt elemente esențiale în obținerea performanței sportive și fac parte din cultura noastră organizațională. Mulțumesc pentru că au răspuns invitației de a fi alături de noi la această tradițională sărbătoare campionului Anișoara Cosmir, liderului Can, Camelia Pote, Alneanu Mitru și Ana Maria Popescu-Brân, pentru a transmite tinerilor sportivi ai clubului că pot și trebuie să învățați mai mult, că trebuie să-și depășească limitele fizice și psihice și că visul de a veni campion olimpic se poate îndeplini. Privind cu respect către invitații de onoare, nu pot să trec mai departe fără a reaminti că unul din invitații noștri, președintele Federației Române de Scrimă, este fost mare sportiv al clubului Steaua, Laura Badea, campionă olimpică. Mulțumim conducerii Ministerului Apărării Naționale, domnului ministru Mihai Tibor, statului major al apărării, secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, șefilor categoriei de fort, șefilor de direcții și structuri centrale, pentru sprijinul deosebit și pentru asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a întregii activități a clubului. Fără acest sprijin, cu siguranță nici noi nu am fi putut să menținem continuitatea excelentei în sport. Suntem cel mai mic club din România, cel mai important brand sportiv din România. Și acest lucru ne obligă să menținem nivelul de performanță pe care notorietatea, tradiția și așteptările publicului lat îl reclamă. Totodată mulțumim Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Federațiilor Sportive pentru colaborarea foarte bună din acest an, pentru sprijin acordat sportivilor clubului, componentele lor naționale și olimpice ale României. Vă asigurăm că și în viitor vom rămâne același partener de rândere. Ne vom face în continuare toate eforturile pentru a ridica la înălțimea sprijinului și așteptărilor noastre și pentru a rămâne același braț puternic al sportului românesc și aceeași unitate de elită a Armatei Române. Și pentru că suntem în apropierea sărbătorilor de iarnă și a unui nou an, permiteți-mi să vă urez în numele Clubului Sportiv Armatei Steaua, muzicie, căldură și sportiv, sărbători fericite și la mulți ani. Vă mulțumesc! Thank you.
și în întregele interne, pe parcursul anului 2017, cei mai buni sportivi ai Clubului Sportiv al Armatei Steaua București. De la secția de faltele, locul 3 la campionatul mondial de juniori, campioana europeană de juniori și alte clasări pe locul 4 la campionatul european de seniori, Sorina Culpanu. O satisfacție deosebită ne-a dus secția de caiac a noii paralimpici.
atunci, acolo unde un sportiv, o sportivă a clubului nostru a obținut atât medalia de argint la campionatele europene de seniori, cât și medalia de bronz la campionatele mondiale de seniori. Mihaela Lulea.
anului 2017 la Clubul Sportiv al Romanii Steaua București. Este o sportivă, are un palmares, 3 medalii, toate de aur, este campioană mondială la seniori, în echipajul de locul 1 și de asemenea campioană europeană. Atât în echipajul de locul 1, cât și în echipajul de locul 1. Este vorba de Laura Oprea. Și mai ales în 2020 ne vom reuni din nou pentru a sărbători
multă sănătate, un an nou cu multe bucurii și împliniri și permiteți-mi, domnule ministru, să vă ofer un trofeu din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru susținerea sportivilor de la Steaua și pentru susținerea performanței de nivel olimpic. De asemenea, în fața dumneavoastră.
care se decernează Clubul Sportiv Alma Mater Steaua București. Vă mulțumim și vă dorim să vă tot fericire!